Iată, până acum v-am tot arătat că tot lucruri bine steau, unde merge mai prost, unde e nevoie de unificare, dar ia să vedem și un stup unde merge bine. Să vedem cum arată un stup care merge bine. Asta este un lucru important. Să arătăm cum ar trebui să arate un stup. Fiindcă, cum să îl prezint imediat, să începem cu marca tânără în perechea. Precum se vede, aceasta a consumat uleiul esențial, siropul cu uleiurile esențiale le-a consumat și acum ia să vedem ce găsim în cuib. În cuibul acestei măci tineri. Albinare, are albină, chiar suficientă. Da, se vede cum a evoluat el în zilele acestea de când s-a împerecheat matca. Se vede ce a făcut. Iată, aici avem ramă cu mâncare, cu miere. Are și păstură. Este o ramă foarte bună pentru... Am putea chiar să iernăm pe această ramă, o ramă de margine. Dar acum să vedem ce a făcut această matcă tânără, dacă ouă destul de bine și ce vom face noi. Ia să vedem. Iată, acesta este puietul acestei măci. Depune foarte frumos. Aici o să căpăcească, o să devină fagure cu miere. Putem să lăsăm așa, nu e nicio problemă pentru albine să mănânce. Iată-o. Deci este deja, aceasta ar fi rama de margine. Ia să vedem. Oho, ia te uite. Aceasta ramă este o ramă de nota 10 cu plus. Asta e. Iată și pe partea asta la. Ce frumusețe de ram! Ce de pui! Iată ce bine merge! Mătcuța tânără! Așa că arată foarte bine! Ramă de nota 10! Ia să vedem o altă ramă! Dacă aceea era de nota 10, trebuie să găsim și de alte note, nu? Ia să vedem. Aici avem o ramă care a fost sau este, ia să vedem ce-i cu ea. Este plină cu puiet larvar. Toată. Iată o ramă nou construită, plină cu puiet larvar. Foarte, foarte frumos. Așa să tot ai bucurii. Mai avem și câte o bucurie din asta. Deci ne luptăm să avem astfel de mătcuțe. Bun, 3 rame cu puiet. De la matca tânără. Altă ramă. Să vedem aici ce a făcut.
Aici acum începe să căpăcească. Și e oat ca cu mitraliera. E oat tot acolo. Roată e păstură. Acum pune și nectar. N-am la cunoștință să dea ceva nectar în zonă, dar se pare că totuși e ceva, dar nu îmi dau eu seama. Ceva polifloră din zonă. Altceva nu prea cunosc eu, că văd destulă miere. Mai multă miere decât m-aș fi așteptat să fie. Mai ales că nu a fost stimulată decât de... Am pus doar uleiul esențial. Iată, să uităm la o altă ramă. Dacă arunci cu puiuții până aici. N-a ajuns cu puiuții până aici, apoi nici nu trebuie să ajungă până aici, că facem o mișcare. O să vă arăt acum ce mișcare facem. Deci, în primul rând, are și aici puiet. Să vedem ce putem face. Aici a scăzut și albinuții. Aici este o ramă puțin mai nu la locul ei. Asta o dau după diafragmă. De mai aici după diafragmă. Dar oricum este ceva superb la cum arată această matcă. Ia să vedem ce avem pe ramă aceasta. Dacă avem ce ne trebuie. Aici avem păstură. Și aici celule goale. E foarte bine dacă avem aici celule goale. O să întorc. Aici vine rama aceasta, după aia celelalte, dăm un pic de spațiu, oricum a făcut o surpriză plăcută. Aceasta o să fie o ramă de margine. Aici, așa, foarte, foarte frumos, bun. Acum apropii ramele, dar las loc pentru o ramă. Așa m-am gândit eu cu aceștia care au mătcuțe împerecheate. Mai ales de calitatea aceasta. Bun, deci am văzut ce avem în partea aceasta. Ia să trecem acum în pui, ca să văd dacă a terminat șerbetul. L-a terminat foarte bine. A fost ultima porție pe anul acesta. Revenim cu șerbet la anul, când o să fie fazul. Așa. Ia să punem sita până găsesc ce vreau eu aici. Acesta deja uleiul esențial a consumat mai prost sau nu a fost bine pus. Acum ia să vedem. Și avem și în buzunar, fiindcă am nevoie de aici de puiet. Vreau să iau o ramă cu puiet.
Dar totuși, până atunci, să vedem cum arată și marca din buzunar, că eu știu că este o marcă din anul trecut. Ia să caut o ramă cu puie. Și să vedem dacă ea și-a făcut misiunea de a o așa cum i-am cerut eu. Că trebuia să depună ouă și larve pe măsură. La cum stă albina pe această ramă, vedeți, ea a fost o foaie și e construită recent. Iar aici avem puiet larvar, toată rama, toată zona aceasta de sus, așa e cu puiet larvar, foarte frumos, unde strălucește se vede mierea, unde nu, acolo e puiet. Dar pe mine mă interesează o ramă cu puiet căpăcit. Ca să o ajutăm pe matca cea tânără. Și aici se aduc o ramă bună de oa. Să continuă oatul. Așa, ia să căutăm. Da, ia să văd care ar fi mai bună, care ramă ar fi mai bună de luat de aici. Deci asta nu vreau să o iau. I-am lăsat și ei rame care să eclozeze albină tânără, să aibă și albină. Chiar dacă așa, aceasta o să o iau, chiar dacă vrem să-i luăm tot puietul noi, nu îi iau tot puietul, îi iau numai câte o ramă la un anumit interval. Acum uit un pic pe rama aceasta să nu fie marca, are puiet căpăcit. Să vă arăt și dumneavoastră. Iată, aici avem puiet căpăcit suficient și acolo puiet alb, imediat trebuie căpăcit și aceasta. Această ramă o să o scultur. O scultur aici. Foarte bine. Iar rama aceasta o să o mut la vecina, la mătcuța tânără. O să ia și avânt. O să-și ia un avânt foarte bun. Și adăugăm aici rama aceasta. De aici va ecloza albină tânără. Și o să mai crească un. Are și ea vreo două rame. Și o să fie numai bine. Iată așa. Acum, dacă tot am parcurs matca care a fost izolată, să arunc o privire și la ea. La o ramă, două, să văd care e situația ei. Avantajul acum că s-a umplut el așa cu albine este că în momentul în care îi dau o ramă cu o ramă goală, o să înceapă să ouă imediat în ea. Iată și această matcă are puiet căpăcit. Acum eclozează și ea se umple cu albinuță.
se umple tare, tare cu albinuțe. Acum, eu la cât albina e aici, a eclozat foarte mult albina, a eclozat. Am să-i dau o foaie. Îi aduc o foaie. Am crezut că anul ăsta nu o să mai am nevoie de foi, dar sunt sigur că până dimineață e construită foaia și șoa. Iată ce de albine. Ducem o foaie și iată, punem aici. Iată, aceasta este una dintre, unul dintre stupii care merg așa cum trebuie să meargă. 100%. E foarte bine populat, s-a populat foarte bine. Acum îi dau o foaie. Și dăm și siropel. Acela cu uleiul esențial. Punem pe jumătate folie, pe jumătate o să-i pună o diafragmă. Am adus o diafragmă, iată ce, cum vom proceda, așa procedăm, punem o diafragmă. Și aproximativ în 6-7 zile o să mai venim să-i mai luăm niște cuie. Sau să le extindem. Vom vedea cum vom proceda. Bun. Până data viitoare, numai bine.